S-au împlinit 3 ani de când Asociația Blondii transporta copii grav bolnavi spre șansa lor la viață. Închiriază avioane și zboară spre spitale din străinătate. Până acum au fost 144 de zboruri în 16 țări. În kilometri parcursi înseamnă mai mult decât distanța de la Pământ la Lună. Fondatoarea Asociației, Adelina Toncean, nu a refuzat pe nimeni. Crezul ei este că pentru fiecare viață merită să lupți până la capăt sau până la cer și înapoi. Nu e o zi ca oricare alta. Suntem pasageri în al 144-lea zbor Blondie. Într-o țară în care în fiecare zi două persoane află că boala de care suferă nu poate fi tratată aici, din 2020 încoace Adelina luptă cu timpul, distanțele și banii și reușește să asigure transportul pentru cei pentru care există speranță în străinătate. De această dată avionul decolează spre Milano. Plecă undeva pe la numărul 5-6, așa ne-am dat seama că nu o să ne mai oprim. Între timp am ajuns la 144, am plătit undeva aproape de 4 milioane de euro, am parcurs 400.000 de kilometri și ne place să spunem că dacă i-am fi făcut toți odată, am fi ajuns până la Lună și am fi înconjurat Pământul de 10 ori. Până acum, peste 400 de oameni, majoritatea copii, au primit o șansă la viață datorită Blondii. Bolile de care suferă fac imposibil transportul aerian obișnuit. Patrick are 2 luni și s-a născut cu mai multe malformații, inclusiv la inimă. Acum merge în Italia să se facă bine. Pentru asta, această parte a avionului s-a transformat într-o secție de terapie intensivă. 2 medici rezidenți îl ventilează mecanic curândul pe tot parcursul drumului. Patrick merge singur în Italia. Părinții nu l-au putut însoți. Practic, inima lui bate datorită dumneavoastră și colegii. Da, putem spune și asta. Până la urmă, asta trebuie să facem, să îi dăm nou-născutului șansa cea mai mare pe care o poate avea pentru a trăi o viață cât de cât normală. Echipa medicală este condusă de șeful terapiei intensive nou-născuți de la Marie Curie, medicul Cătălin Cârstoveanu. A zburat până acum de 10 de ori cu Blondie în slujba vieții, unde nu e loc de orgolii. Când la noi nu s-a putut, medicul nu s-a ferit niciodată să admită și să le ofere copiilor șansa să zboare spre salvare. Tot ce nu putem să facem aici, în timp util în România, încercăm să dăm șansă oricui în altă parte. Și avem oameni generoși, cu suflet mare, care fac ce nu oricine ar putea să facă. Ne facem treaba și acasă, dar suntem chiar depășiți de situație de multe ori. În zborul 144 este și Medea, o fetiță de 7 ani, născută cu probleme la inimă. Primele 2 intervenții le-a făcut în România, a 3-a operație și ultima o va face acum la Milano. Merge însoțită de tată, deoarece mama e însărcinată în 8 luni. O șansă pentru fetița noastră, asta înseamnă. Cea mai mare șansă care am avut-o. Asta și sperăm să fie totul absolut minunat. Cum se și spune. Toată lumea ne spune că va fi bine, așa și sperăm să fie. Cum e să zbori? Foarte bine. Mi-e place să zbori cu avionul și cu elicopterul. E o mare bucurie să facem parte din acest proiect. Într-un demers nobil, pentru care încă o dată felicităm și mulțumim. Mulțumim pentru că putem face parte dintr-un proiect menit să facă bine. Un zbor medical costă între 20.000 și 50.000 de euro. Visul Adelinei este să cumpere o ambulanță aeriană. Noi o putem ajuta. După 2 ore de zbor, Patrick și Medea au ajuns la Milano, unde vor face intervențiile de care au nevoie. Alți 2 copii se întorc acasă. Adelina Toncean nu are însă timp de odihnă. Va organiza alte curse spre alte destinații și va zbura din nou, până la cer și înapoi, pentru fiecare viață care are nevoie.